Înainte de începerea acestui videoclip, vreau să-i fac o promovare lui Antonio Pican. Da, ați auzit bine, lui Antonio Pican. Ce vreți, dacă omul mi-a dat 5 euro ca să-i fac promovare, îi fac promovare. Așa că, deși dacă are de vreo 11 ori mai mulți abonați ca mine, aruncați-l la el pe canal dacă n-ați auzit de el, deși slabe șanse. Și da, susțineți-l pe el, face live-uri mișto cu Omegle și cam atâta și despre el. Hai, să trecem la episod acum. Salutare, dragi tovară, și bine ați venit la SummerSlam! Cum am spus data trecută, urmează SummerSlam, unde vom avea destul de multe meciuri interesante și vom începe cu un I Hate Pink contra Rafael într-un Last Man Standing. Cred că în episodul ăsta o să filmez toate meciurile, deci o să fie o premieră destul de lungă, ce-i drept. Va lua o grămadă randatul, dar ce-i drept, am programat niște meciuri destul de interesante, dacă e să zic așa, iar ridică-te încoace. Hop. O să fie destul de greu meciul acesta, că trebuie să-l bat ca lumea pe Rafael. Uite cum ne ratăm aici manevrele. I-am întors și eu. Tipii ăștia știu să facă spectacol, ce-i drept. La cum își întorc. Uite, hop, i-am întors aici. Ia vino aici. Hai, și... stai jos. Hai, ridică-te. Și mi-a întors și Rafaelu. O, m-a prins ăsta într-un leg breaker. Hai să văd dacă îi întorc acum. I-am întors, bun. Ia vină cu ace. Și ce dăm aici? Un suplex. Apropo, mic anunț, dintre toți youtuberii pe care i-am creat, în afară de mine, că am văzut așa, a văzut Dani pe net cum l-am creat și a spus că îi place la nebunie cum arată. I-a plăcut că l-am făcut cu pieptul puțin mai mare și că am reușit să îi pun niște căblugi ce i-am pus eu acolo, însă exact aproape la fel cum are el o pereche. Din păcate văd că n-are niciun meci în această seară, dar oricum e campion la echipe, deci sper să fie mulțumit. Chiar dacă nu și-a părătit titlul în seara asta, că se bat doar ăștia doi. Oricum o să fac ceva spectacol și cu divizia la echipe, că ar cam fi cazul să fac niște meciuri la echipe de alea mai extreme așa. Ia vină cu da, așa, dacă se uită Dani pe netul, deși nu prea cred asta, uite, joc acum cu prietenul său, cu I Hate Pink. Azi nici ce face acum, mă aruncă, o, m-am prins și bagă ăsta în ring. Se pare că a pregătit și abilitatea de înciordește manevrele, de poate să-mi dea cu finisherul meu sau semnătura mea. Nu și-a vrut să-mi dea aici, dar l-am prins eu și... Neckbreaker! Ia suete! Și hai cu semnătura! Și Frog Splash! Hai să văd dacă o fi suficient salvat! 1! Hai să rup mesele comentatorilor, poate așa... o să pot să-l bat mai repede, cine știe, dar nu cred că... îl termin în Last Man Standing cu ăsta cu un singur Frog Splash cu amărte semnătură. Ia, deja e la 6. 7. Să abortu că îl termin la doar atât. Mă gândeam eu, m-aș și joc pe Legend. Pe dificultatea Legend, ce naiba. Ia, vină cu acea Rafaele. Și, hop. Vină cu a... stai aici. Hai să văd dacă o fi suficient acum, dacă îi dau un OMG moment, așa. Și... hai să dacă o fi suficient așa. Pac! Hai, arbitre, numără-l. Eu stau aici pregătit în caz că se ridică. Dar e mișto că zici că mă numără pe mine. 2. 3. Deja e la 4. 5. 6. 7. 8. 9. S-a ridicat la 9 și dau acum cu salt. Na că l-am prins. Poate o fi suficient atâta. Hai să facem mai post scoate de sub ring, așa scot toate armele. Le bag în ring, să le țin aici pregătite. Hai că l-aștept să-i ridice.
Te trezești că o fi suficient că l-am bătut cu... cu un salt. I-am spart capul degeaba. Nu-l mai număra. Stai că-l bat ca lumea așa până fac. Au ce-i dau. Stai că nu mă opresc aici. Mă arunc și pe el din nou. E cu capul și de placa aia de lemn. Și... acum cred că e destul. Îți scuze dacă poți dau frog splash-ul așa în afară. Dar nu cred. Poți să-i dau frog splash-ul și așa? Stai că-i dau frog splash atunci. Așa i-am dat cu semnătura să nu se mai ridice. Hai să dacă se mai ridică. M-am fost de colțul ringului ca să-l bat. 4 5. Dar nu cred că se mai ridică, că i-am rupt spatele efectiv. 6 7 8. S-a ridicat. Bă, dă-l dracu cum se ridică. Aoleu, cum am picat acolo. Dar m-a ridicat la unul, ce mama dracu. Ai luat băta, ia vină încoa. Dă băta. Hai că trebuie să-l bat ca lumea acum. Iarăși. Ia dă-mi băta asta încoa, ce te prostești. Ia vină încoa. Ia de aici. Dacă îl bat cu băta ca lumea, n-am ce să-i mai fac. Au. Ia, ce vreau asta să-mi fac, să mă bage ring sau... atunci îi mai dau un OMG ca să-l bat mai tare. Așa. Stai acolo, mai fac și un taunt. Yeah, ridică-te. Nu-l număra, nu-l număra că vreau să-l termin aici. Stai aici. Și mai dau o dată așa, poate o fi suficient acum. Nu te mai ridici, dă-te încolo. Așa, să-l numere arbitrul acum. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. Gata, l-am bătut aici. Și câștigă I Hate Pink-ul. Au, te-am sărit și pe ăla aici. Bă, deci meciul ăsta a fost genial ce i-am făcut lui Rafael. L-am rupt în bătaie. A, și ce-mi arată când s-a terminat. Bun, ia stați un pic să văd ce meci urmează. Ia stați un pic să văd ce urmează. Că mi se pare că un meci ce l-am aici în car show nu l-am editat, noi am făcut ceva. E ce meci acum? Aha. Cum pot să-l editez? A, nu pot să-l editez. Trebuia să ies din meniu ca să... voiam să-l fac mai altfel. Hai să-l batem pe alpaca. Dacă l-am bătut pe... pe cum se cheamă? Pe Daryl Red? Hai să încerc să-l bagi pe alpaca. Alpaca mai periculos ăsta, are 88 overall. E făcut pe Chris Jericho din 2000. Pe scurt ăsta o să-mi dea în prostie la submission-uri. Hai să dacă-l pot bate. Uite, uitați, am făcut ștricou cu ceau că fă, ia stai jos. Bă, dar suntem îmbrăcați cam la fel, văd. Mă rog, eu am bocanci în picioare, cam asta e singura diferență. Vino mă încoace. Auci. I-am întors neckbreaker-ul. Bun, gata, hai că acum o să domni puțin meciul. Alpaca ce-i drept după wrestlerul pe care l-am creat, ar cam trebui să fie heel. În caz că ați observat, a început să facă și ăsta gen clipul cu cum se cheamă. Mau, l-am vinețit tot pe față, văd. Bine, și așa are bubele alea pe față, coșurile ce avea. Ce voiam să zic, a început să facă clipuri cu site-ul ăla de... și că poți să câștigi un PlayStation sau nu știu ce, care-i vrăjeală. Apare, într-un proiect de ăsta colaborare cu Bimbi și cu
niște de-astea care nu prea au treabă cu vlogul, sincer, mai mult cu făcutul poze perfecte pe Instagram. Very curious move to go for a pinfall at this point. Way too early. Da, e. Poate cine știe, o să-i fac un heel turn. Mi se pare că aproape toți de aici sunt face. Mi se pare că bike traffic, nu știu de ce e heel și mai am unul heel parcă în seria asta. Oricum trebuie să-i mai fac pe unii heel pe acolo, ăla trebuie să fie heel neapărat. Și văd eu pe cip. Cred că-l fac și pe alba ca heel totuși. O, oh, ce capac mi-a dat. Băi, capacule, cum se mai înjură ăștia pe la mine. O, oh, ce power slam mi-a dat. Îmi dai aici un quad. Sărim. Ia vine un quad. Au, tot ăsta m-a prins. Și mouch power boom mi-a dat. Mă lovește și la spate. Hai să văd dacă pot să ies din pin. 1 și atât. Oricum ăsta o să fie un meci mai greu totuși. Ai făcut eu un meci superb data trecută cu Dărere, dar sper să-l câștig pe ăsta. Cum se uită arbitrul. Zici că se uită pentru prima dată la un film porno. Se întreabă, bă, ce dracu îi face asta aici? Hai că dacă întorc, cred că fac semn... I-am întors și exact ce ziceam, că am făcut semnătură. Series of punches lands. Hai mă, ridică-te. Ridică-te, firai al dracu. Ma, mi-a întors. Și îmi dă semnătura. 3 power bomburi. A, doar unul mi-a dat. Acum the lion sold. Cum s-a aruncat ăsta pe mine. Stai că acum îmi pregătește. Hai că-i primul, hai că-i primul. Am ieșit bun. Pac! Tot mi-a întors, bă, dai culmea, bă, cum le întoarce ăsta. Au. Ia vine cu acela perfect place. Voiam să-i dau close, nu ăla de pe corzi, dar nu mi-e să-l pun. Cum dau totuși ăla, că nici nu știu. Nu, ăla ăsta la altul, așa. Stai să văd. La rea, de ce ce? Stunned against, deci trebuie să stea în, la corzi, am înțeles. Nu, no, că nu-i dau acum cu finish. De fapt, bata-i dau cu finisherul. Ia vine un coace că ăsta n-are resilience, și poate-l bat acum. Hai. Și e cu pinul. Dar văd că n-a prea luat damage al recu. 1, 2, cred că iese. A ieșit. Tot ăsta m-a prins. Ah, căcat, 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 căcat. Trăște-te, trăște-te la curs, trăște-te la curs. Nu, 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 nu. M-a făcut să cedez. N-am ajuns la curs, mi-a dat cu zidurile lui Jericho. The walls of Jericho. M-a bătut alpaca, m-a prins în... Ia să vede când m-am prins în walls. Uite ce frumos s-a aruncat. Puac! Aici am dat și o semnătura. I-am dat și o finisherul și a fost degeaba. Deci am fost atât de aproape să... Am fost atât de aproape să-l fac. Hai, următorul meci, vedem ce meci avem. Mi se pare că e Codrin, parcă? Da, Codrin cu Colo, hai să-și cu Codrin. We have one of the best talents on the roster to date, taking on some tough competition. Codrin cu Colo, cred că ăsta e finalul rivalității între cei doi. S-au atacat ăștia vreo două ori, dar mi se pare că am bătut cam de fiecare dată cu Codrinul. Hai să ne dacă îl putem bate pe Colo. And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. Acum are 4 reversal Codrinul, parcă avea 3. Sper că i-a mai dat un reversal ca să... Că a început un pic, parcă să mai slăbească, nu știu, parcă nu mai e așa de gras ca acum un an. Nu știu, vă, vi se pare că a mai slăbit cumva Codrinul? Eu nu așa mi se pare. Hai că noi l-am prins aici și mi-a întors el. Mă, dar sunt imenși ăștia doi. Stai aici. Ziceți și voi, n-a început să slăbească puțin Codrin? Parcă nu mai e la fel de gras ca anul trecut. A început să dea înapoi, cine știe. Hai mă, dă cu dosul ăla de palmă.
accuracy. Stai jos, hai să fac și un taunt. Stai jos. Nu așa era. Sau cum era, mă, ca să-i dau. Așa. Nu așa, mentors. Seara asta și-mi dă un loot express. Și-mi pune și un pin. Ce încerci, mă, colo să-mi faci? I-am întors, i-am întors acum. Stai jos. Hai mai fac un taunt. Pe cinstea mea. Nu așa. Sau cum era, mă? Așa era? A, i-am pus un submission așa. Dă-i drumul, dă-i drumul. Cum îi dădeam, mă, old school-ul, că nu mai știu. Mereu uit cum se dă old school-ul. Așa, nu? Trebuie să găsesc combinația tastei ca să-i dau old school-ul ăla, că e prea mișto old school-ul. Aș, ridică-l. Așa era atunci? No, că mi-a întors. We've seen superstars with all the momentum in the world. Hai că l-aștept să vină. It happens all the time. Dă-o-tru, mă, cu sa. Pinned Bret Hart on the same night that the Hitman was set the challenge for the WWE Championship at WrestleMania. Hai, mă, vină un coace. There's a perfect example of what you're talking about right there. E acesta un DDT. Și iar am vrut să dau chokeslam, însă s-a mișcat mai repede ca mine. Ia de aici un pumn, încă un pumn la ficat, încă un pumn, de cu pumnii la ficat și pam! Un croșeu în gură. Văd că nu prea poți să facă nimic ăsta împotriva lui Codrin. Hai, ridică-te dacă ești tare. Hai să văd, mi-a întors finisher-ul, mi l-a întors. Și mi-a dat cu spinebuster-ul. Am ieșit, bun. Ce facem, mă, îmi pune submission? Aole, trebuie să spamez că nu pot să mă târăsc. A, da, Batista, am uitat că avea și el un submission, însă nu prea-l folosea, ce-i drept. O, cum mi-a dat cu piciorul în față. Ia de aici. Pac. Stai jos. Pe cinstea mea. Al dracu ce mi-a întors mie finisher-ul. Atacăm așa și ne suim pe colț. Și se aruncă Codrinul. Elbow. Direct pe piept i-am dat. Se aruncă ăsta pe tine, nu mai poți să respiri, probabil. Îi mai dăm un dos de palmă. Mai facem un taunt, deși nu era acum momentul. Hai că fac acum altul. Așa, să-mi dea alt buff. Așa. Cum era, mă, să sar? Ia. Ce, să-i dau close de-anul ăla din săritură? Nu așa. Puteam eu să sar cumva dintr-un close end, dar nu mai știu cum era. Ăsta e așa un close end normal. Poate așa, dar mi-a întors. Ia. Îmi dă acum un suplex. I-am întors, nu i-am întors. Ce face? Mă aruncă pe spate, mă aruncă pe spate. Face și un taunt acum. Da, da, mare musculos și te crezi mai colici. Colici. Dale care fac copiii. Nu așa erau boală, nu boală, ceva. Sau e coli, erau boală. No, ignorați ce am să ne uri. Stai jos și taci, așa. Ei, să fac un taunt la public, așa să mă vadă publicul. Aia, căcat, am făcut altul. Este că mă sui așa pe el, să sar pe el. Și mi-a rupt genunchiul.
Și când se dau choke slam-ul, mi-a întors. Nu mi-a întors, m-a prins într-o manevră așa. I-am întors, i-am întors, bun. Hai că l-am prins eu acum în the last ride. Și sus cu el. Hai să-l trag mai așa și acum îi pun pinul. Să dacă o fi destul, da, o să dea. O să dea cu resilience eu mai mult ca sigur. Exact ce am zis. Ia treci în colț. Stai acolo. Așa îi se dau cu comeback move-ul. Așa. Bun. Așa. Pac. Și din nou așa. Și leg drop. I-am dat cu comeback-ul. Nu prea mă descurc să dau cu comeback-ul ce drept. Ei se dau rușinea maximă să-l fac să cedeze. Și mi-a întors. Am vrut să dau cu Dragon Slipper-ul. A făcut ăsta de o semnătură. Mi-a întors iarăși. Hai că vrea acum să-mi dea. Și nu i-am întors. Îmi pune și pinul. Și am ieșit. Nu-l bați așa ușor pe Codrinelu. Iar îmi pune manevra asta, dar eu am resilience și am ieșit. Dar cum îi dau așa cu piciorul? Stai jos. Ia vine un coace. Băga mea și treci la chokeslam. Ia vine un coace. Și chokeslam. Hai să văd dacă o fi destul să-l bat așa. 1, 2, 3. Câștigă Codrinelu după un chokeslam de la Zdraven. De nici n-am putut să-i dau. L-am pus jos. Ia, aici mi-a întors ceva. M-am prins în Spine Buster. I-am întors acolo. I-am dat. Uite cum mă văd la reloare acolo în spate. Mi-a întors el aici. Și Codrinu câștigă. Breakout, ce dracu. Unde-i mă? Aici? Ia ridică-l. Treci în ring. Bun, leg drop. Mai vine așa la un chokeslam. Second time's a charm, but can he follow up here? Yeah, there's no way this match isn't over. Fă-i un taunt așa în față. Și treci la un tombstone. Mă, ce i-a pus mâna pe cur acolo așa gheiește. Și tombstone pile driver și am spart capul. A trip to the local medical facility might be in order after that. Și să mergem la următorul match din această seară de SummerSlam.